Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 12 mai și mă gândeam ce să mai filmez azi. Ieri am găsit o colonie, e fica roșcatei, fica roșcatei, care a construit fagure după diafragmă. Era o minunăție. Și am dat o ramă oarbă ieri și o foaie. Și acum am zis că nu-i de joacă cu ea, să-i lărgim cuibul. Să-i lărgim cuibul, că avea 8 rame pe care le strânsesem inițial, adică lărgisem inițial și a explodat pur și simplu, a crescut enorm. Deci este fica roșcatei, a iernat pe 3 rame, ca să înțelegeți evoluția. Iată, de la 3 rame a reușit să crească atât, acum va primi încă 4 foi. Și îi punem un cad. Îi punem și un cad. Un lucru și la rama oarbă, la cum văd eu, deci sunt mai puțin de 24 de ore, că era cam pe seară când am lucrat la ea. Și hai să vă prezent. Acum o să vă prezint. Acum albina este pe la cules. Așa. Să începem cu rama oarbă care o să o punem în car. Împărțim cuibul în două, da? Musețea e că s-a apucat deja de ea. Mama ei, da? E enormă, adică are o colonie foarte, foarte mare. O să vă prezint odată și pe ea. Deci așa se prezintă rama oarbă în două, mai puțin de 24 de ore. Deci are chef de lucru, eu o lăsăm la muncă aici, să bage, să lucreze. Să lucreze, că-i dăm spațiu acum. Să dăm spațiu, nu este în frigul roitului, fiindcă a fost micuț. El acolo a crescut. Aaa, am plină cu miere. Început și să căpăcească. Punem în cat. Aici e locul mierii. Eu nu prea pun cont, o să extrag și ceva miere. În curând. Da. Bun. Mai trebuie o ramă în cat cu cuier, cu ce-o fi. Să vă arăt și cuietul ei. Acesta e regine roșii. Acesta e cuietul. Foarte frumos. Mergem în cap. Bun. Acum mai împărțim și jos. Aici mai punem o foaie. Punem o foaie. Asta. Să vă mai arăt cuiet. E ceva frumos. Iată. Aici aș fi blocat ea un pic, de aceea dăm foaie. Ca să aibă spațiu, dacă nu, cât de roșcată să fie ea va roi până la urmă. Da. Deci rama oarbă, foaie, o să aibă spațiu. Acum să-i punem și în cuib. O să caut
Îmi trebuie o ramă de margine. Ia să văd, dacă construiți foaia în mai puțin de 24 de ore, ce zici? În mai puțin de 24 de ore a construit foaia? Hai să vedem. Ia uite, ce spuneți de asta? Foarte fain, deci... N-am ce să mai... Ce să mai zic, în mai puțin de 24 de ore faie construită. Zicea cineva că nu se poate să construiască albinile foaia. Cum să nu? Construiește! Acum o să o folosim pe ramă de margine. A construit foaia frumos lângă această foaie, dacă a construit-o, o să vă arăt cum e, da? Să mut eu cu să-i dau acolo, să nu-i dau, hai că nu-i dau. Mai am 3 foi, una sus, două, trei. Hai că-i dau. Îi dau o foaie lângă cea de ieri pusă și construită. Bun, și acum o să mai iau două rame și după aia fac schimbul de ladă. Foarte fain. Foarte fain, foarte fain. Ce mai e de zis? La o colonie iernată pe 3 rame. Ce să mai zic? Un pic de blocaj aici, adică e blocat, nu ce să... E blocat, asta e, ia, cu foi le de, îl deblocăm. Poate că 4 foi o să fie de ajuns cam 5 zile, așa. Așa mai iau o ramă. O luăm pe asta, arunc o privire așa. E blocat și... Nu mai era mult să intre în friguri. Știam că măcile roșii au o creștere din asta explozivă, dar nu chiar așa. Bun. Uităm. Și acum schimbăm stucul. O să-i schimb stucul. Ia, bada. Păi, ușor. Adică e greu. E numai jumătate. Acum venim cu noua ladă igienizată la locul ei. Este obișnuit cu colectorul interior. O să-i dau bămă fundurile. Îi punem colectorul interior, că el e obișnuit așa. Îi dăm
Așa, gata. Lăsăm cu legătoare. Lăsăm cu legătoarea să vină acasă. Bun. Deci asta e făcut. Aici avem, mai venim cu o ramă. Construit e pe unde a apucat. Dar acum am decis că nu mai e de așteptat, trebuie să vin la el să îi dau spațiu cât mai repede. Se poate lua regine și de la dânsul, dar o să vă arăt care e treaba cu mama acestei regine. Bun, mai am 3 foi, 4 ram. 3 foi și 4 ram. Hai să mai pun o foaie. Am 2 foi. E bine. E bine. Deci, 2 rame jos, 2 sus. Foaie. Cuiet, cuiet de calitate, frumos. Cam așa se poate dezvolta o colonie de pe 3 rame, iernată în 3 rame. Pe tanti. Iată, uite aici pe tanti roșcată. Păcat că n-are cine să mărească, dar ia uitați aici ce frumoasă e. Foarte frumoasă. O matcă foarte frumoasă. Să umbli cu fiecare ramă ca și când ar fi masca pe ea, că nu știi pe care e. O să umbli ușor. Gata. E pusă la locul ei. Următoarea ramă. Avem puiet la arvar aici. Unde să-i pun foaia? Eu am zis că e ultima. Dar nu este ultima. Trebuie să-i mai fac rost de două rame. Mă duc să caut două rame. Că trebuie, asta-i. Așa. Aici vine o foaie acum. Bine, o foaie, o punem aici, frumos. Dăm spațiul la măcuță. Are nevoie, da? O altă ramă plină, plină cu miere. Foarte frumos, așa. Ce mai? Foarte, foarte fain.
hrana are destulă. Acum vine ră cu diafragmă, că doar, că doar mai avem loc. Facem așa o creștere treptată, chiar dacă dăm 4 foi, nu abuzăm, să zicem așa, nu abuzăm. Nu abuzăm și dăm polistiren și peste câteva zile, o săptămână, mai bine zis, o să vin și mai dăm 4 foi. Bun. Eu mai trebuie să-i aduc lui o ramă, dar între timp se pun catul. Aici ai mai pun eu foaia și lasă în pace, dar o să mai vin la ei. Îi mai pun o foaie aici și lasă construiască. Și după ce a construit, mai venim cu foi. Faină colonie. Dar nu se compară cu mama ei. Mama ei e racheta. Dacă nu intră în friguri, ceea ce mă îndoiesc, mai reziste vreo 4 zile să-i mai scot din pui. Să-i mai scot din pui, că credeți, nu credeți, are 14 rame de puiet mama ei. Bun. O colonie foarte frumoasă. Mi-a părut bine că am putut să vă prezint. Până data viitoare, numai bine!